Stop cadrul Rădăuțean, o retrospectivă a săptămânii. O emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Stop cadrul Rădăuțean. Bună ziua, doamnelor și domnilor, campanie electorală pe ultima sută de metri. Maratonul campaniei se încheie și în studioul nostru se află senatorul Prodan. Bună ziua, domnule senator! Bună ziua, bine v-am găsit! Cum decurg lucrurile pe ultima sută de metri? Va merge cetățeanul la vot? Aveți speranțe să fiți ales sau nu? Cetățeanul va veni la vot. Sunt convins că în proporție de 60% cetățenii vor veni la vot și am speranță să fiu ales. De ce? Campania, cel puțin în a doua jumătate, a început să cearnă. Această campanie electorală pentru votul unui nominal este de fapt și de fapt o sită. O sită în care pietrele mici cad de la început, celelalte mijlocii mai rămân, iar cele mari cu adevărat rămân în sită. Vor fi pietrele care vor fi alese pentru Parlament. Pe cele trei colegii s-au remarcat câteva personalități care de departe sunt convins că vor fi mai departe parlamentari. Pe colegiul DS, pe colegiul Siret, știu că se prinde această emisiune pentru municipiul Rădăuț, dar am să nominalizez câteva personalități și din celelalte colegii. Deci pe colegiul DS, experiența, capacitatea profesională și desigur, mă rog, și formațiunea politică foarte puternică din care face parte, îl detașează, spunem noi, la această oră pe domnul Eugen Bejenariu. Celălalt contracandidat, Iulian Angheluș, merge foarte bine din partea PNL-ului, dar desigur diferența poate o face experiența, o face vârsta și capacitatea de a se îngrena în această campanie. Mircea Druc e câte un reprezentant al Partidului Democrat Liberal, care nu are nicio treabă cu județul nostru și nici cu țara noastră. Face o campanie în care vorbește despre colhozurile și sovhozurile din Moldova. O campanie care parcă suntem într-o altă lume, parcă vorbim de Kazahstan și nu vorbim de România, deci nu are absolut nimic cu realitatea românească. Ia câte un candidat care nu are ce să caute în această campanie. Pe colegiul de multe, cel mai viguros și cel mai iubit, spun eu, și cel mai respectat dintre oameni, fără drept de comentariu, este George Coroamă, candidatul Partidului Național Liberal. S-a diferențiat față de ceilalți candidați prin ținută. În primul rând, prin curățenie sufletească, eleganță, capacitatea de a-și prezenta proiectele. Este un om șef de ocol la ora actuală, un om de mare perspectivă. Avem nevoie de el în Camera Deputaților, în Comisia de Agricultură și Silvicultură. Sunt atâtea probleme pe care le are județul nostru, privind împăduririle, regularizările cursurilor de apă, toate cele ce țin de întabulările de teren. Ceilalți candidați care s-au angrenat cu el în campanie, reprezentantul Partidului Social Democrat poate este singurul dintre cei care au fost în această competiție din partea Partidului Social Democrat, care nu prea a avut o campanie elegantă. Iar din partea Partidului Democrat Liberal, mă rog, un domn care este rădăuțean, dar care nu are mesaj. Campania a arătat că cei care nu au mesaj folosesc altceva. S-a făcut o campanie de mahala de către PDL. Au ajuns să umble cu dulăpioare, cu ciubote, cu haine, cu cadouri, cu căldări, cu toate minunile. Păi, stimați cetățeni, dumneavoastră trimiteți în Parlament unul care cară cu busul sau unul care are minte și știe ce trebuie să facă pentru localitatea dumneavoastră. Dacă unul are talent și se pricepe să vândă sau se pricepe să fac o activitate economică, noi dorim succes în continuare, dar nu așa ceva să caută în Parlament.
În Parlament, din primul minut când intri, vei fi repartizat într-o comisie. În acea comisie ai președinte, vicepreședinte și secretar și îți prezintă programul pe un trimestru pentru ce legi trebuie să discutate. Fiecare din parlamentarii și comisie sunt raportori la una, două sau trei legi. Imaginați-vă că dai o lege privind fondul funciar sau privind regimul silvic, unea care n-are nicio treabă cu așa ceva. Ce face acel om? Nimic. Deci ia câte unul dintre motivele pentru care trebuie să gândiți foarte bine. Pe colegiul Rădăuț, care este cel pe care vă interesează pe dumneavoastră, am fost la o emisiune la un alt post de televiziune. Invitat cu domnul Carcalete și cu domnul Irimie. Respectele mele pentru domnul doctor Irimie, pentru ceea ce înseamnă profesia dumneavoastră. Dar ca și om politic, este mult mai slab decât m-am așteptat. Deci, pe cuvânt, cred că este cea mai mare dezamăgire din punctul meu de vedere al candidaților, nu este formațiunea politică pe a mea, dar este cea mai mare dezamăgire din punct de vedere politic. S-a detașat clar domnul Mihai Frunză, care are experiență în administrație, are experiență la discuta cu oameni, știe despre proiectele Rădăuțului. Și domnul Mircea Irinescu, un om cu capacitate, un foarte bun profesionist. Sunt convins că între cei doi rădăuțenii vor alege. În competiția pe Senat, din cei 7 care au candidat și care candidează pe acest colegiu, unul este învățător în Vâlvea, în Frătăuțul Noi, unul este din județul Covasna, doi oameni nu știe nimic de ei. Ceilalți doi contracandidați ale mei. Din partea Partidului Social Democrat candidează domnul Corneliu Popovici. Mă rog, îi transmite sănătate domnului Corneliu Popovici, care nu prea știu ce a făcut el în viața lui. Am înțeles că a făcut o afacere bună vânzând bomboane. Ca orice comerciant îl felicităm și dorim în continuare să vândă bomboane. Dar nu așa ceva le trebuie rădăuțenilor. Rădăuțenilor le trebuie un om care să fie angrenat în realitatea lor. La acel post de televiziune, într-o dezbatere în direct, a fost și domnul Carcalete, care și-a pus pe masă o carte, zicând, vezi, dragă doamne, asta este programul de guvernare al Partidului Democrat Liberal începând cu anul 2008. Habar n-avea despre ce este vorba în acea carte. Nici nu s-a uitat în ea și datorită incapacității de a purta o conversație, datorită neputinței de a intra și a discuta despre proiecte, despre a discuta despre problemele reale ale Rădăuțului, nu știe decât să-și jignească. Așa face și în realitate. Își jignește colegii, vă jignește pe dumneavoastră, este un om de o aroganță ieșită din comun și care n-are nimic cu realitatea. Ca profesor nu-i contest capacitatea, dar ca manager de instituție care a fost inspectoratul școlar județean, a fost cea mai proastă administrare din perioada de după 1990. Este de altfel și într-un proces pe care o să-l piardă și o să rămână cu calificativul necorespunzător și nu o să mai aibă dreptul nici să fie inspector și nici să fie director de unitate. Pentru că nu merită. În perioada când a fost inspector, toate lucrările care s-au dat de la inspectoratul școlar au fost pe ca bază de cadouri. Constructorii care luau această lucrare erau chemați sau sunt chemați la ora actuală de domnul inspector general și sunt obligați să dea comision. Constructorul dă, doar nu dă din buzunarul lui, dă din valoarea lucrării. Am fost în această perioadă în tot acest colegiu. Școli care arată dezastruos după o jumătate de an de reparații. Cel puțin uitați-vă la o școală în Clitca în care am fost alaltă ieri, m-am crucit când am putut să văd cum arată această școală. Dacă un profesor tânăr dorește să devină titular, îi se spune trebuie să dai 3.000 de euro. Dar cum este posibil așa ceva, oameni buni? Deci un om care încearcă să-și facă o profesie, să fie alături de copii, să câștige o pâine, îi se cere din start o cotă parte, vezi, dragă doamne, ca să-și poată practica meseria. Acesta este omul. PDL-ul, vă spun încă o dată, a făcut o campanie de mahala, o campanie urâtă, o campanie în care a nebunit cu acest portocaliu. Nu am nimic cu formațiunea politică. Le doresc succes celor care candidează pe alte colegi, pentru că sunt și valori. În orice formațiune politică sunt și valori și oameni care merită să fie în Parlament. Dar pe acest colegiu de Senat este clar că acest om nu are ce căuta în Parlament. În momentul când am discutat cu rădăuțenii despre ce înseamnă sistemul de termoficare, când am venit cu proiectul de refacere a sistemului de termoficare pe Rădăuț, cel care s-a opus cu vehemență acestui proiect a fost domnul Carcalete. Când am discutat despre proiectul de regularizare a râului termic, nu l-a interesat. Cel cu care am făcut echipă cu adevărat în această perioadă, trebuie să o recunosc, a fost domnul primar Mihai Frunză. Și despre primul proiect m-a ajutat, și la cel de-al doilea, și la cel de-al treilea, care înseamnă proiectul judecătoriei Rădăuțului.
Sunt o serie de proiecte care vă interesează pe dumneavoastră. Discutam într-o zi, m-am întâlnit în piață cu un domn, Ionică Donisan, de pe strada Papetăriei. Da, domnilor, vreau să fiu alături de cetățenii de pe strada Papetăriei. Să facem întâi canalizarea, să asfaltăm această stradă, să finalizăm lucrările la centrala cu cogenerare de energie din Rădăuți, să revenim asupra parcurilor, să finalizăm proiectul pârâului termic. Sunt atâtea lucruri care vă interesează. Experiența pe care o am, faptul că am fost primar, sunt masterat în administrație și am experiența de 4 ani din Senat, este și normal să mă recomande să vin în fața dumneavoastră. Dar cel mai mult și cel mai mult ce mă recomandă pe mine este faptul că și om sunt și întotdeauna am fost alături de cei care sunt în fața mea. Niciodată n-am avut vreo tendință să domin pe cineva sau n-am fost arogant și cei care mă cunosc știu foarte bine acest lucru. De aceea eu spun că din cei care au candidat se detașează pe colegiul de deputați cele 3 personalități sau 4 despre care v-am vorbit, iar pe colegiul de senat fiți convins că cea mai bună alegere va fi pentru dumneavoastră, pentru rădăuțeni și pentru întreg colegiu, senatorul Prodan Tiberiu Aurelian. Și mă gândesc că după 30 noiembrie o să am și eu un motiv serios din partea rădăuțenilor să mă determin în sfârșit să mă mut și eu în Rădăuți. Mulțumesc! Toate cele bune!